găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. I-a propus să întrețină relații sexuale cu ea, iar apoi complicele l-a înjunghiat cu un cuțit în abdomen. Acestea sunt faptele de care sunt acuzați o tânără de 21 de ani și un cunoscut al acesteia. L-a căzut victima un brașovean de 57 de ani care a ajuns de urgență în spital. Scenele au avut loc în gara Brașov, iar la scurt timp suspecții au fost încătușați. Ei vor răspunde acum penal în fața legii. Colegii de la secția 1 Poliție Brașov au depistat două persoane, un bărbat de 40 de ani și o femeie de 20 de ani, care se aflau în zona străzii Mihai Cogănicianu din municipiul Brașov. Cele două persoane sunt suspectate de comiterea unei fapte de tentativă de omor în zona gării CFR Brașov. Cele două persoane au fost predate colegilor de la TF. Dosarul este instrumentat în continuare de parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Trei bărbați din Brașov sunt cercetați penal de polițiști pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ei dețineau ilegal o armă de tir, trei pistoale și 10 de cartușe. Armele și muniții au fost ridicate de oamenii legii care au întocmit dosare penale. Persoanele implicate sunt cercetate în stare de libertate și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani. Prezumția de nevinovăție ființează însă până când judecătorii vor pronunța sentințele definitive. Sărbătorile se apropie cu pași repezi, așa că darurile au început deja să ajungă în casele unor brașoveni. E vorba despre persoanele defavorizate care primesc ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană. Distribuirea produselor se face la sediul Direcției de Servicii Sociale. Fiecare persoană primește două pachete a câte 15 kg fiecare. A fost coadă dis de dimineață la sediul Direcției de Servicii Sociale, acolo unde se face distribuirea ajutoarelor alimentare provenite de la Uniunea Europeană. Fiecare persoană defavorizată primește în total 30 de kilograme de alimente. Este vorba despre ulei, mălai, paste făinoase, conserve de carne și pateu. Marfa a fost descărcată din 10 tiruri, iar în această încăpere a Direcției de Servicii Sociale există în acest moment 23 de tone de alimente. Primesc pensionarii care au venituri sub 400 de lei, șomerii de asemenea cu indemnizație de șomaj sub 400 de lei, persoanele cu handicap grav și accentuat, beneficiarii de venitul minim garantat și a alocației de susținere a familiei și beneficiarii legilor speciale. Nu putem oricum să ne descurcăm după faptul că despinția e mică. Că datoriile sunt foarte mari către stat și asta merge situația. Nu e chiar așa păroză pentru toată lumea. Ce pensie aveți? 812. Și cum vă descurcați cu acești bani? Acceptabil, că trebuie să fac și tratament și toate astea. Vederea stau prost, trebuie să mă duc să mă operez, mă costă 50 de milioane. Și aceste alimente? Nu sunt acceptabile. Ce să faci? Ne mai scuntești pentru o lună de zile, două. Normal că sunt de ajutor. Ce pensie aveți? Păi nu e până în 10, e mai mică, că altfel nu dă dat. Adică pun într-o mie. Veți îmi face pune de sărbători pe masă acum? Păi mai complexez cu ce mai e pe acasă, că așa. Dar oricum, e un ajutor totuși. Conserve astea? Da, sunt de ajutor normal. Sunt persoană cu handicap. Până în 12 decembrie, distribuirea ajutoarelor alimentare se va face în intervalul orar 8:30-18. Din 15 decembrie însă, programul de distribuire va fi modificat conform unei programări pe categorii și va fi comunicat ulterior, spun reprezentanții Direcției de Servicii Sociale. Persoanele care nu au primit cuponul de la Guvernul României se vor prezenta doar în perioada 8-12 decembrie, între orele 8:30-16:30, la sediul Direcției de Servicii Sociale din strada Panselelor, pentru a fi înscriși pe liste suplimentare. Moș Crăciun aduce pensiile mai repede. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Brașov au anunțat că plățile vor fi efectuate în intervalul 11-24 decembrie. Decizia a fost luată pentru a veni în sprijinul pensionarilor în pragul sărbătorilor de iarnă. Pensiile vor fi plătite din 11 până în 24 decembrie la domiciliul persoanelor. Din 24 decembrie până în 6 ianuarie, pensiile vor fi la oficiile poștale, deci oamenii nu pierd pensia pe aferentă lunii decembrie. Seniorii brașoveni s-au bucurat de veștile bune pe care le-au primit de la reprezentanții Casei Județene de Pensii. Nu știam, dar mă bucur foarte mult. E binevenit. Foarte binevenit. Acum că e perioada sărbătorilor. Înțeles, o așteptăm pentru Moș Crăciun să luăm la copii, la nepoți, câte un mic cadou să punem sub omuleț. Nu știam, dar cu această ocazie am aflat de la dumneavoastră și vă mulțumesc. În județul Brașov sunt aproximativ 180.000 de pensionari. Eurocopter România livrează cel de-al 20-lea elicopter Puma LEP forțelor aeriene regale din Marea Britanie. Evenimentul ce va marca finalizarea contractului se va desfășura la fabrica din Ghimbav, în prezența directorului general de la Eurocopter România și ambasadorului Marii Britanii la București.
Acesta va fi ultimul dintre cele 20 de elicoptere Puma care au fost modernizate în cadrul unui proiect de 550 de milioane de euro atribuit de Eurocopter subsidiarei din România. S-a lucrat la aplicarea unor dotări suplimentare majore la nivel de securitate și de performanță operațională, a declarat secretarul de stat pentru armamente Floarea Șerban la semnarea contractului în 2012. De asemenea, au fost adăugate sisteme securizate de comunicații, noi sisteme de protecție antirachetă și de protecție balistică pentru pasageri și pentru echipaj. Este un contract foarte, foarte important pentru Ministerul Apărării din Marea Britanie și Eurocopter la Gimbav a restaurat 20 de elicopter tipul Puma pentru ministerul. A fost un contract cu foarte mare succes și deja folosim acest helicopter în diverse situații, de exemplu inclusiv Afganistan. Eurocopter România este un joint venture între concernul Eurocopter, care deține 51% din acțiuni, și are Gimbav, care are 49% din titluri. Eurocopter România face parte din structura grupului European Aeronautic Defense and Space Company, EADS. Grupul EADS este activ la nivel mondial în domenii precum producția și marketingul aeronavelor comerciale și militare, echipamentelor de telecomunicații, sistemelor de apărare și securitate, sateliților, lansatoarelor și infrastructurilor orbitale, iar Gimbav este controlată de stat prin Ministerul Economiei, care deține majoritate în titluri. Brașovul a îmbrăcat haine de sărbătoare. Au fost aprinse miile de beculețe din impresionantul brad împodobit în Piața Sfatului. Cel mai mult s-au bucurat evident copiii, care abia l-așteaptă pe Moș Crăciun, însă nici părinții sau bunicii nu s-au lăsat mai prejos. Au cântat colinde și au surprins în imagini aprinderea ghirlandelor. Brașoveni și turiști au venit la aprinderea luminițelor din bradul din Piața Sfatului și a decorațiunilor luminoase de pe străzile din centrul istoric. Cu toți au luat parte la numărătoarea inversă, care a transformat Brașovul în oraș din poveste. Din partea primăriei și a Consiliului Municipal pentru toți brașovenii. 10! Aștepți de la Moș? Creioane. Bunica așteaptă? Bunica, da, pentru ei. Ce simțiți când vine Crăciunul? Parcă liniște sufletească, bucurie. Cred că... Se vine imediat Crăciunul. De-abia aștept Crăciunul. Vreau să fie multă zăpadă și cadou îmi doresc să am o mașină cu telecomandă. Bradul din Piața Sfatului are 140 de ani și o înălțime de 25 de metri. Pentru împodobirea lui s-a folosit aproape un kilometru de șiruri și conuri luminoase care îmbracă tulpina și ramurile, iar la exterior au fost montate 900 de metri de șiruri verticale cu 18.000 de becuri și fleșuri. Pe vârfurile crengilor a fost montată o spirală de 1.200 de metri de țurțuri din leduri cu 70.000 de luminițe și multe șiruri de globuri roșii și argintii. În vârful bradului se află o stea luminoasă de 1,5 metri. Și strada Republicii a fost acoperită cu un plafon luminos format dintr-o instalație de peste 500 de metri de beculețe. În timpul sărbătorilor de iarnă, în centrul orașului vor fi numeroase spectacole, susținute de elevii din școlile brașovene, care vor urca pe scena din Piața Sfatului în fiecare seară de weekend până la sfârșitul lunii. De Revelion, brașovenii vor avea parte de un program special organizat de administrația locală, tot în Piața Sfatului. Și locuitorii orașului Râșnov au de ce se bucura de sărbători. În centru a fost amplasat un frumos pom de iarnă. S-a deschis de asemenea și un parc de iarnă, unde se găsește căsuța lui Moș Crăciun, care așteaptă scrisorile copiilor cu dorințele pentru noaptea de ajun. Aceasta va fi deschisă în fiecare seară până la marea sărbătoare a nașterii Domnului.
Primăria din Râșnov s-a pregătit și în acest an, cum se cuvine, pentru ca locuitorii orașului și turiștii să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă. Toți copiii, fie că sunteți la grădiniță, fie că sunteți în școlile, în clasele 1-8, veți avea parte de cadouri din partea primăriei și a Consiliului Local cu ocazia sărbărilor de sfârșit de an. Hai, moșule, să știi că n-a fost dor de tine, să știi că cei mici sunt foarte pregătiți să spună poezii, să vină la căsuța ta. În parcul de iarnă al copiilor se găsește și căsuța lui Moș Crăciun. Începând de acum și până în ajunul Crăciunului, cei mici sunt așteptați la căsuța lui Moș Crăciun, unde vor putea să doneze și câte o jucărie pentru a le face o bucurie altor copii și în același timp de a-i aduce o scrisorică cu ce își propun să le aducă moșul în ajunul Crăciunului. A fost o seară a eleganței și generozității, a acceptării și a înțelegerii. Organizatorii deja tradiționalei gale de caritate Deschideți Inima, ajuns la cea de-a patra ediție, și-au propus ca în acest an să ofere o șansă copiilor și tinerilor cu dizabilități. Astfel, toate fondurile colectate cu ocazia balului au fost direcționate către Asociația Copiii de Cristal și către Asociația Trebuie din Sebeș. Cele două organizații oferă sprijin și terapie specializată persoanelor diagnosticate cu autism. Ediția din acest an a balului caritabil s-a născut din dorința organizatorului evenimentului, Fundația Cronoșpan, de a ajuta copiii cu autism care beneficiază de serviciile celor două asociații. Scopul strângerii de fonduri a fost de a amenaja și dota câte o cameră de terapie senzorială, atât de necesară terapiei și recuperării copiilor, tinerilor și adulților cu tulburări din spectrul autist, de la Asociația Copiii de Cristal și de la organizația Trebuie. Anul acesta organizăm evenimentul în favoarea copiilor cu boli din spectrul autist, mai precis Asociația Copiii de Cristal de la Brașov și Asociația Trebuie de la Sebeș. Sperăm, bineînțeles, să strângem mulți bani, în special pentru că vrem să cumpărăm o cameră senzorială, să dotăm o cameră senzorială, care este absolut necesară pentru tratamentul acestor copii. Autismul este o lume fascinantă. Atunci când începi să o descoperi, vrei să afli și mai mult. Este un alt mod de a trăi. Este un alt mod de a interacționa cu lumea. Pentru mine, ca părinte, ca mama unor gemeni cu autism, pot să spun că mi-a schimbat viața. Cei aproape 200 de invitați la eveniment au avut parte de un program deosebit cu momente de operă, magie și dans. În cadrul licitației cu strigare, participanții au putut achiziționa tablouri donate de artiști consacrați, bijuterii, seturi donate de sportivi celebri, dar și alte pachete surpriză. Brașovul este inima verde a României. Aprecierea aparține ambasadorului Marii Britanii la București, Paul Brummel, aflat într-o vizită prelungită la Brașov. Excelența sa s-a îndrăgostit de orașul de la Poalele Tâmpei în urmă cu 20 de ani, în timpul unei delegații științifice româno-engleze. Acum oficialul străin este oaspetele reprezentanților administrației publice locale brașovene, în calitate de ambasador al Marii Britanii la București, vestit în această funcție în urmă cu mai bine de 5 luni. Nu este pentru prima dată când vine la Brașov, de aceea își amintește cu multă bucurie de fiecare colțișor al orașului pe unde s-a plimbat, dar și de bunăvoința oamenilor. Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummel, apreciază proiectele județului pentru dezvoltarea infrastructurii locale, planuri în care pot fi incluse și firme sau chiar instituții guvernamentale din Marea Britanie. Avem discutat și situația în ceea ce privește infrastructura și știu că sunt planuri foarte, foarte importante și dacă aceste planuri sunt realizate, cred că oportunități o să urmărim, dacă, cum ar fi aeroport, de exemplu. Eu cred că după stabilirea a unor aeroport internațional, aici sunt convins că o să fie zborile direct Brașov, Marea Britanie. Am început să discutăm despre uzina Tractorul. Bineînțeles că am abordat alte subiecte, am discutat despre starea actuală a economiei și nu numai a culturii, a dezvoltării județului Brașov, subliniind importanța unităților de învățământ a Universității Transilvania.
Excelența sa apreciază și legăturile tradiționale ale Brașovului cu orașe din Anglia, motiv pentru care în această perioadă va vizita o serie de entități economice, dar și ONG-uri care își desfășoară activitatea la Brașov. În schimb, administrația județeană propune părții engleze un parteneriat pentru promovarea imaginii României și Brașovului în Marea Britanie, dar și sprijin pentru dezvoltarea unei colaborări cu Universitatea Transilvania pe partea de cercetare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!